În pofida faptului că își declară zilnic loialitatea față de normele și valorile europene, majoritatea parlamentară a încălcat astăzi flagrant toate aceste valori. Organul legislativ, practic toată ziua, a dezbătut astăzi proiectul politicii fiscale pentru anul 2014 și proiectul bugetului pentru anul viitor. De dimineață, ambele documente au fost supuse dezbaterilor în Comisia de Specialitate. Însă ședința s-a încheiat fără a se începe. Imediat după asta, deputații din nou s-au convocat, dar deja cu ușile închise. În final, comuniștii, socialiștii și doi liberal-democrați au propus să fie amânată dezbaterea acestor două documente, deoarece acestea sunt voluminoase, doar proiectul politicii fiscale are 90 de pagini, au fost prezentate cu întârziere mare Parlamentului și deputații nu au reușit să le analizeze în detaliu. Ori este vorba despre principalele documente financiare pentru anul viitor, însă coaliția de guvernare a ignorat pur și simplu aceste propuneri. Proiectul bugetului și a politicii fiscale pentru 2014 au fost adoptate practic din fugă. Astăzi, în prima lectură și a doua, noi votăm doar trei cifre, venitul, cheltuielile și deficitul bugetar, iar în rest chiar încurajez deputații să vină cu amendamente în comisie și toate amendamentele vor fi reflectate în sinteză care va fi prezentată deputaților într-un termen oportun. Господин Ionită не должен упрощать проблему, что мы сегодня в бюджете должны утвердить только три цифры. Это значительно более сложный процесс. Доходы, расходы. Это... Поэтому мы должны прислушаться к тому, что говорят депутаты, которые имеют определенный опыт в этом деле, и второе, которые хотят исполнить свою депутатскую функцию честно и в соответствии с законом. Поэтому было бы правильно все-таки это дело отложить. 5 минуты, а дурат ședința Comisiei Buget și Finanțe, în care s-au discutat două documente cele mai importante pentru anul viitor. De aceea eu la fel propun să fie excluse ambele proiecte de lege, atât politica fiscală cât și proiectul bugetul pentru anul viitor, pentru a avea posibilitate a pune întrebările respective ministrul finanțelor, să înaintăm amendamentele noastre de concept la comisie, astfel încât să avem un răspuns pozitiv sau negativ, dar să avem acest drept să fie discutat în cadrul comisiei. Potrivit reprezentanților opoziției, proiectele politicii fiscale și de buget nu au fost puse în discuție în cadrul celorlalte comisii parlamentare, așa cum prevede legislația în vigoare. Dumneavoastră, peste tot, ne spuneți că noi trebuie strict să ne conformăm regulamentului și procedurilor stabilite. Eu vreau să vă zic că noi, deputații, suntem repartizați în mai multe comisii parlamentare și majoritatea comisiilor parlamentare încă nu au discutat proiectul legii bugetului de stat, ceea ce vreau să vă zic și în privința comisiei parlamentare care se ocupă de educație, tineret, mass media, sport și alte domenii numai puțin importante. Eu sunt deputat din aprilie 2009 și de fiecare dată noi discutam proiectul bugetului de stat cu prezența ministrului doamnei Maia Sandu, ceea ce ține în primul rând de educație și politicile de tineret. Acum noi constatăm că mâine, miercuri, noi de vineri eram informați că mâine avem discuții asupra proiectului bugetului de stat și bacă înaintea discuțiilor în comisie noi îl discutăm la ședința Parlamentului. Eu nu văd sensul și tot susțin propunerea ca noi să excludem proiectul bugetului de stat pentru discuții de azi. Odată ce obiectivul nostru principal este integrarea europeană, înseamnă că noi nu doar prin cuvinte, dar și prin fapte trebuie să urmăm normele europene, a declarat liberala Corina Fusu în adresa foștilor săi colegi de alianță. Proiectul de buget pentru anul care vine se discută foarte serios săptămâni în șir în Parlamentul Franței, spre exemplu, bugetul de stat se discută timp de 2-3 săptămâni, zi și noapte, pentru că acolo fiecare deputat își poate da votul colegului său pentru ca discuția să fie serioasă în ceea ce privește bugetul statului. Eu sunt nedumerită de faptul că pe ordinea de zi a Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, politica bugetar-fiscală și proiectul bugetului pentru anul 2014 sunt prevăzute pentru ziua de mâine, miercuri. Ori azi este marți. Deci mai întâi noi discutăm în Parlament aceste proiecte și apoi nu știu dacă mai este utilă discuția lor în comisii. Dar știm că locul de muncă a deputatului se rău se discută pe fiecare din aceste 6 domenii pe care le-am numit, se discută
în comisie. Așa că îndemn totuși să revenim la valori europene și să discutăm cu seriozitate ceea ce ține de banul public și redistribuirea lor pe diferite bugete. Majoritatea parlamentară a scuipat pe normele europene și pe exemplele din Uniunea Europeană. Deși documentele nu sunt pregătite, acestea vor fi adoptate în a doua lectură și punct, a decis coaliția. În semn de protest, comuniștii au părăsit sala de ședințe. Фракция наша не намерена потворствовать нарушению закона, который парламентское большинство пытается осветить своим обсуждением сегодня с опозданием на 2,5 месяца бюджета и бюджетно-налоговой политики. И поэтому в знак протеста тоже покидаем заседание. Împreună cu fracțiunea PCRM, din sală au ieșit și alți 6 deputați independenți. Iar deputatul Mihai Godea a calificat proiectul politicii fiscale pentru 2014, aprobat de majoritatea parlamentară, drept un genocid împotriva propriului popor. Credeți-mă, o să vă reveniți la politica fiscală la luna februarie-martie, cum ați făcut-o anul acesta și ați făcut zeci de modificări. Deci e principial, conceptual, această politică fiscală nu poate fi examinată și susținută.